Femeia a născut un fiu și i-a pus numele Samson. Copilul a crescut și Domnul l-a binecuvântat. Și Duhul Domnului a început să-l miște la Mahanedan, între Țorea și Eștaol. Amin. Deci din Judecători, din capitolul 13, 14, 15, din capitolele acestea, aș vrea să concentrăm câteva învățături despre provocările unui tânăr. Provocările unui tânăr, să vedem despre ce este vorba și îl avem ca exemplu pe Samson. Samson are numele acesta rezonant, care înseamnă în traducere biblică un soare mic. Asta înseamnă Samson, are numele unui soare mic și putem să ne gândim la Samson ca la unul care trebuia să aibă o asemănare cu soarele neprihănirii, cu Iisus Hristos. Și prima provocare din viața lui Samson, am numit-o eu provocarea familială, provocarea care Domnul i-a pus-o înainte, chiar în propria lui familie, și anume ascultarea. Asta e provocarea familială și cu asta ne întâlnim fiecare dintre noi atunci când ne naștem în lumea aceasta. Prima provocare, primul examen pe care Dumnezeu ne-l întinde fiecăruia dintre noi și trebuie să luăm 100%, este examenul la nivel de ascultare. Uitați-vă numai în capitolul 13 că ascultarea lui Samson a început de fapt cu ascultarea părinților. Există aici o făgăduință a nașterii. Un înger al lui Dumnezeu apare lângă mama lui Samson. Versetul 3, îi se arată și spune: uite, tu ești stearpă, tu nu poți să ai copii, dar știi ceva? Vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu și ia bine seama, fii foarte atentă, spune următorul verset. Nu bei, nu mănânci nimic necurat, nu te atingi de ceva necurat, păstrează-te curată. De ce? Pentru că băiatul acesta, uitați-vă în versetul 5, băiatul acesta va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. După 40 de ani, spune versetul 1, de robie, după 40 de ani de robie, Dumnezeu a început să cerceteze pe poporul său și apare acest soare mic, sau Samson, în familia lui Manoah. Vă dați seama că după făgăduința asta minunată, femeia se duce și spune soțului ei, soțul vrea și el să-l întâlnească pe înger. De fapt, femeia n-a știut că e vorba chiar de un înger și l-a recomandat în fața soțului, în fața bărbatului ei, ca pe un om al lui Dumnezeu, ca pe un om, dar un om al lui Dumnezeu. Și totuși spune, avea înfățișarea, versetul 6, înfățișarea unui înger, o înfățișare înfricoșată. Nu l-am întrebat de unde este, nu mi-a spus care este numele, nimic, nu mi-a dat detalii cu privire la identitatea lui. Și uitați-vă ce se întâmplă. Imediat Manoah intră în rugăciune, se roagă, și spune: Doamne, fă să vină din nou omul acela lui Dumnezeu la noi. Și imediat apare în fața lor același trimis, și anume îngerul lui Dumnezeu. Ceva mă face să cred că îngerul acesta, îngerul lui Dumnezeu, este o apariție a lui Hristos în Vechiul Testament. De ce? Pentru că, uitați-vă, îi se aduce o jertfă, un dar de mâncare, versetul 19, și acest înger al lui Dumnezeu primește jertfa, dar mai mult, pe când flacăra se suie pe altar spre cer, îngerul se suie în flacără, în foc, și dispare. Ori, îngerii nu acceptă închinarea. Mă gândesc la alt personaj din Cartea Judecătorilor, la Gedeon, și acolo se aduce o jertfă și acolo îngerul primește închinarea. Asta e un argument. Era o apariție a lui Hristos în Vechiul Testament. Al doilea argument. Sintagma îngerul Domnului în original este îngerul Jehova, îngerul Jehova, Melech Yahve. Și îngerul Jehova poate să fie tradus și prin nu îngerul Domnului, ci Domnul îngerilor.
Mergem mai departe. Provocarea lui Samson, provocarea numărul 1 a lui Samson, dar și a mea, și a ta, și a oricui, este provocarea familială și anume ascultarea. Ok, a ascultat mama de înger sau de trimisul lui Dumnezeu. A ascultat, i-a spus foarte clar, nu bei vin, băutură tare, nu faci nimic, nu te atingi de nimic necurat, ci a ascultat. A fost foarte bine, foarte ascultătoare înaintea lui Dumnezeu. Tatălui Samson la fel, ascultător, omul rugăciunii, versetul 8, se roagă lui Dumnezeu, îl primește pe Dumnezeu, îl ascultă pe Dumnezeu. Părinții ăștia ascultau de Dumnezeu. Ei, provocarea mare din viața lui Samson a venit în momentul în care omul acesta a crescut. Și uitați-vă, deja am citit versetul 25. Duhul Domnului a început să-l miște la Mahane Dan, adică în câmpurile lui Dan. Notăm că el era din seminția lui Dan, deci nu era departe de casa părintească, dar Duhul Domnului îl mișca între Țorea și Eștaol. M-am uitat odată într-un dicționar biblic să văd ce înseamnă Țorea. Țorea înseamnă locul nașterii. Era locul nașterii lui Samson, nu? Și Eștaol înseamnă rugăciune. Și acum, din punct de vedere spiritual, Dumnezeu pe mine mă așteaptă la nivelul acestei provocări, în primii mei ani de viață, hai să zic, în primii 15 ani, în primii 17-18 ani de viață, în timpul în care încă sunt în custodia părinților, Dumnezeu așteaptă și aruncă în fața mea o provocare și îmi pune Domnul un examen în față și eu trebuie examenul acesta să-l iau cu nota 10. De ce? Urmează alt examen mai greu. Provocările unui tânăr. Prima provocare, provocarea familială. Ascultarea. Măi, dacă mama ta ascultă, dacă mama ta a primit de la Dumnezeu informația asta că va rămâne însărcinată, a și rămas însărcinată, dar Dumnezeu i-a spus așa, nu băuturii, nu atingerilor necurate și ea a trebuit să respecte. Ba, stați că mai jos, Manoahi cere iarăși lui Dumnezeu să-i repete același lucru pe care l-a spus soției lui. Și când îi spune Domnul a doua oară, prorocia este un pic mai aspră. Uitați-vă în versetul 14. Dacă i-a spus în versetul 4 să nu bei, să nu mănânci necurat, uitați-vă, să nu guști niciun rod din viță, să nu bei nici vin, nici bă, să nu mănânci nimic necurat, să păzească tot ce i-am poruncit. Deci parcă e un pic mai aspră, mai aspră porunca lui Dumnezeu. Și tata ascultă și mama ascultă și acum trebuia și copilul Samson să asculte. Era un tipar pe care Dumnezeu l-a pus aici, era o provocare pentru el. El avea un nume frumos, el a venit prin făgăduință, el a crescut într-o familie bună de oameni ascultători, de oameni pocăiți, de oameni predați lui Dumnezeu și provocarea era mare, era majoră. Provocarea era la nivel de ascultare. Ce faci, Samson? Asculți sau nu asculți de Domnul? Pentru că, vedeți, provocările vin tot mai grele în viață, examenele sunt tot mai aspre și dacă noi nu ne luăm abecedarul cu noi și nu învățăm să citim litera ascultării, nu o să învățăm mai târziu să citim sau să învățăm sau să facem sau să luăm examenul pentru alte litere, pentru alte probe mult, mult, mult mai complicate și mai grele. Și îl vedem aici pe Samson că trebuie să ia examenul la nivel de ascultare. Și uitați-vă ce se întâmplă aici. De multe ori, să știți, fac aici o paranteză, când citeam Biblia, am învățat să citesc, da, ca și voi, ca noi toți, din clasa întâi, așa am început să citesc Biblia. Și am avut impresia că puterea lui Samson stătea în părul lui. Nu, nu, să știți, nu. Puterea lui nu stătea în păr. Nu scrie nicăieri în Biblie că l-au înconjurat filistenii și părul lui Samson era foarte puternic și din cauza părului Samson a făcut minuni. Nu, Duhul Domnului venea peste el. Acolo era secretul, nu în podoaba capilară. Nu acolo. Dar eu așa aveam impresia că m-am uitat în Numeri în capitolul 6
Și am găsit în această carte a lui Moise trei principii ale nazireatului. Trei principii pe care trebuia un om care se închina lui Dumnezeu sau era închinat lui Dumnezeu, astea trei principii trebuia să le respecte 100%. 100%. Primul principiu era să nu bea vin, nici măcar să nu atingă pielița de pe strugure. Nimic, nimic, nimic din ce ține de partea asta. Deci băutura, alcoolul, zero. Ăsta era principiu și trebuia respectat. Era o poruncă divină. Al doilea principiu, să nu se atingă de mortăciuni. Să nu aibă atingeri necurate. Da, femei stricate, ce să mai vorbim? Că una e să te atingi de hoitul unui leu și alta e să te atingi de o dalilă care e stricată, nu? Care asta e meseria ei, o meserie de stricată. Și Domnul i-a zis, principiul numărul 1, băutura, zero, nimic. Toată viața ta, dacă vrei, Samson, să fii omul meu, să fii judecătorul meu în Israel, dacă vrei provocarea asta care ți s-a pus înainte să fie un examen luat, știi ceva? Fii foarte atent și stai lângă mine că eu te ajut. Și el trebuia să asculte de aceste principii pe care le-a respectat și mama și tata, în special mama. Să spună nu alcoolului, să spună nu, era a doua, atingerilor necurate și a treia, să nu-și radă părul. Erau principii pe care Dumnezeu le-a trasat aici, în Numeri, în capitolul 6, pentru nazireul. Pentru cel care, uitați-vă ce spune aici, nazireat înseamnă a se despărți de ceilalți, a se supune la înfrânări. Era un om despărțit de alții, era un om care se sfințea, se punea deoparte pentru Dumnezeu, așa cum vreau și eu și cum vrei și tu să te pui deoparte pentru Domnul, ca Domnul să te folosească în lucrările Lui. Și asta era Samson, era un om pus deoparte, un om sfințit, un om care stătea la dispoziția lui Dumnezeu ca o unealtă, un om pe care Dumnezeu îl putea lua și îl putea trimite, du-te acolo și rezolvă problema cu tare, dincolo problema cu tare. Dumnezeu avea niște probleme de rezolvat și omul ăsta trebuia să stea acolo, la îndemână, la dispoziția lui Dumnezeu. Dar ce se întâmpla cu el? Dacă omul acesta, prima provocare, primul examen, la nivel familial, nu-l trecea, și nu l-a trecut, să știți, nu l-a trecut, examenul ascultării omul ăsta nu l-a trecut. Și acum, fiecare dintre voi locuiți la casă. Ai la casă, nu, a fost zăpadă anul ăsta, destul de abundentă. Și ai la casă o lopată de zăpadă. Ce s-ar întâmpla tu să-ți pui lopata în colțul ăla de clădire și ești singur acasă și îți găsești lopata în altă parte? S-o dus cu de la sine voință. Nu există așa ceva. Asta e o poveste de copii, o închipuire, nu? Dar Dumnezeu când se uită la mine ca la o unealtă și îmi spune, măi Samson, tu trebuie să mă asculți. Stai aici la Mahane Dan, între Țorea și Eștaol. Între locul nașterii tale și în rugăciune. Ce înseamnă asta? Locul nașterii mele, a mele și a tale, drag tânăr, în seara aceasta. Locul nașterii noastre este Golgota, este crucea lui Hristos, este jertfa Domnului Iisus. Și vorbim zilele astea de așa ceva. Și vine Domnul și îmi spune, locul tău, ca și copil de pocăit, ca și viitor slujitor în biserica din Dumbrăveni și în bisericile din lumea întreagă, locul tău este locul ascultării, locul tău este locul unde te mișcă Duhul Sfânt, locul tău este locul nașterii tale, Golgota, du-te la Golgota în fiecare zi, cere-ți iertare pentru orice greșeală, păstrează-te curat, cum îi spunea Pavel lui Timotei, și în același timp înaintează în Eștaol, în rugăciune, du-te cât de mult vrei, roagă-te dacă poți, 24 din 24, că așa spune și Biblia, rugați-vă neîncetat. Și așa vei câștiga examenul ascultării. Samson l-a pierdut. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu omul acesta. Băutura, capitolul 14. Versetul 10, tatăl lui Samson s-a coborât la femeia aceea, e vorba de o femeie, imediat vom vedea că urmează a doua provocare. Acolo Samson a făcut un ospăț, căci așa făceau tinerii.
Și vă dați seama că la ospățul ăsta s-a servit și vin, și băutură. Și ei stăteau acolo și povesteau și Samson le spune ghicitori. Și până la urmă se poartă urât și josnic de urât cu soția lui. Și omul ăsta încalcă primul principiu biblic al nazireatului. Se atinge de băutură, consumă alcool și nu trebuia să facă lucrul acesta. Ba înainte de asta, uitați-vă în capitolul 14, îi iese înainte un leu tânăr, versetul 5, vine Duhul Domnului peste el, îl sfâșie pe leul acela și îl lasă pe câmp. Și asta a fost lucru bun, că a venit Duhul Domnului peste el. Dar a doua oară n-a mai venit Duhul Domnului peste el când a trecut prin zonă și era curios și a zis, mă duc, unde? Să văd hoitul acela. Și merge și se atinge de o mortăciune. Și mai mult, din trupul leului el ia miere sălbatică și începe să o consume, să o mănânce. Și mai mult, merge și contaminează și pe părinți. Al doilea principiu al nazireatului, îl calcă. Consumă alcool, se atinge de ceva necurat, mai târziu merge la Gaza, o femeie stricată, se atinge de o femeie necurată, după aceea Dalila, atingere necurată, și mai rămas un singur lucru. Atât. Un singur lucru. Și Dumnezeu a așteptat să vadă, măi, mă ascultă omul ăsta până la capăt sau nu? Măcar ultimul lucru care i-a mai rămas, să-l păstreze, să rămână așa între noi, ca o legătură, ca un legământ. Și omul ăsta ajunge în fața Dalilei și îi spune secretul și până la urmă rămâne și fără păr, și fără putere, și fără ochi, și fără viață, toate le pierde. De ce? N-a ascultat. Și vine Domnul și mă provoacă în seara aceasta la examenul ascultării. Și știu că acest lucru e un medicament amar pentru mulți dintre noi, dar e benefic să știți. Vă povestesc din viața mea, cred că aveam vreo 13 ani. Cred că mai mult. Eram deja la liceu, deci aveam peste 14 ani. Și noi aveam 3 hectare de pământ. Mergeam și îl cultivam cum puteam. Aveam și iarbă pe el și coseam. Mergeam la coasă și aduceam fânul. Aveam vite acasă, aveam animale. Și era o zi frumoasă, însorită. Ne-am dus la țară și am adus un trailer mare plin cu fân, cu nutreț pentru vite și acum trebuia nutrețul ăsta luat și pus undeva deasupra grajdului, într-un depozit, într-un fânar, așa numeam noi. Și mă uit eu la frate meu, băi, mergem în misiune cum ne-am înțeles. Era poate prima, a doua, a treia misiune, eram pe la început. Mergem. Dar ce facem cu fânul ăsta? Și acum am început cu argumente biblice. Băi, dar Domnul e prima, mă, nu. Și am lăsat pe părinții noștri, bieții de ei, acolo, venit cineva să-i ajute, nu știu, am rezolvat-o cumva așa, dar părinții nu ne-au lăsat. Ne-am zis, mergem în lucrarea Domnului, că asta e principal, asta e primordial. Și au zis părinții, nu-i de la Domnul, mă, să mergeți, mă. Nu-i nevoie de voi acolo, voi sunteți niște copilandri. Nu-i nevoie, aici e nevoie de voi. Aici e nevoie, voi aici trebuie să stați, voi la ascultare trebuie să rămâneți. Nu, nu, mamă, nu, lasă-ne că mergem, că se supără Domnul pe tine. Și am început să-i argumentăm cu Biblia și am plecat. Știți ce s-a întâmplat? Am plecat din Câmpia Turzii, de la părinții noștri, cu o mașină, am întârziat șoferul considerabil, venea de la lucru, am plecat, ne-am dus și am rătăcit drumul. Băi, ce facem? Nu, atunci nu era GPS ca și acum. Am ieșit iară la șosea, întrebăm pe cineva, pe aici. Mergeam în județul Alba, din județul Cluj, la frații Wagner, la o seară de rugăciune. La biserica lor, la Roșia de Secaș. Asta era misiunea noastră. Mai aveam cu noi pe un băiat care predica, eram eu și fratele meu, eu cântam la acordeon, el la voce și mergeam. Echipă de misiune, domnule, echipă puternică. Și ne-am dus. Și ne-am dus și iar ne-am rătăcit de vreo 3 ori. Până am dat de un domn binevoitor și a zis, luați-vă după mine cu mașina și vă duc eu unde trebuie. Și ne-am luat după el.
Și am ajuns într-un loc, omul respectiv intră într-o curte, noi ne-am tot dus înainte, ne-am trezit că ieșim iar de pe șosea, undeva urcăm pe un deal și era un indicator, scria, spre rampa de gunoi. Nu știu unde am ajuns, deci acum nu știu să vă zic unde am ajuns, dar am ajuns acolo. Vai de mine, unde ajungem? Înapoi, la șosea. Ne-am dus, până la urmă am ajuns la Roșia de Secaș, cred că la 8 fără 5, fără 10, 9 fără, nu știu, la cât terminau ei, dar mai erau vreo 5-10 minute până era finalizat tot. Ne-au pus la o cântare, fratele ce era cu noi, am mers la un îndemn, asta mi-a fost misiunea, am venit acasă cu capul plecat, pleoștiți, așa, ca plouați, am venit, nu, unde ați fost? Misiune. Ați rezolvat ceva? Mai nimic, vedeți, dacă n-ați stat la ascultare. Și a trebuit să învățăm să ascultăm. Trebuie să învățăm să ascultăm. Pentru că de aici pornește totul, să știți. Și mă uit în Biblie. Uitați-vă, ascultarea este temelia Universului. Hristos Domnul și-a bazat ascultarea sau mântuirea noastră a bazat-o pe ascultare. Ne uităm în Evrei, în capitolul 4, și îl găsim pe Hristos Domnul aici în capitolul 5. El este acela care în zilele vieții sale pământește aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Măcar că era fiul, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut de săvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce îl ascultă. Vedeți? Sunt trei cuvinte de ascultă, în 7, în 8 și 9. Urzitorul unei mântuiri veșnice. Ascultarea e foarte, foarte importantă. Când vorbește Biblia de ascultare, vorbește de ceva practic. Am observat că este diferență, biblic vorbind, între auzire și ascultare. Să aud e ceva, aud o predică. Și cum spunea cineva, urechi de tip tunel. Intră pe o parte, iese pe alta, ca trenul. Se duce. Dar când ascult, este ceva practic. Vorbește Biblia și în special în psalm. Zice, ode ar asculta poporul meu cuvintele sau poruncile mele și ode ar umbla în căile mele. Și vorbind în tipul paralelismului ebraic, al paralelismului poetic, vedeți, ascultare egal umblare. E ceva practic. Ode ar asculta, ode ar umbla, spune Domnul în psalm. Și foarte clar, ascultarea e foarte și primul examen care vine în dreptul nostru și dacă luăm ăsta, suntem fericiți. Al doilea examen, a doua provocare, am anticipat-o un pic, este provocarea profesională. Omul acesta, uitați-vă, versetul 25, omul acesta a știut, i-a spus mama și i-a spus tata ce profesie va avea el în viață. E datoria părinților să ne spună nouă, să vă spună vouă, luminați, călăuziți de Dumnezeu, în ce direcție ar trebui să o luați în viață. Ar fi de datoria părinților. Dacă ei nu sunt luminați, măcar să se roage, așa cum s-au rugat părinții pentru Moise, și atunci Dumnezeu o să vă îndrepte pași într-o direcție sau alta. Aici Samson a avut un mare privilegiu, că a venit mama și i-a spus, fii atent Samson, tu ești un copil primit prin făgăduință. Tu va trebui să fii un izbăvitor, un judecător, un om al lui Dumnezeu. Asta va fi meseria ta de judecător, de om al lui Dumnezeu, de om care împarte dreptatea, de om care ține la dreptate. Tu va trebui să citești cărțile lui Moise toată viața ta, tu va trebui să te rogi toată viața ta, de aceea Duhul Domnului îl mișca între Țorea și Eștaol și Eștaol înseamnă rugăciune. Tu va trebui să te duci și să te întâlnești cu dușmani, în special cu filistenii. Tu va trebui, când va veni Duhul Sfânt peste tine, să lovești, dacă este cazul, și să respingi atacurile filistene. Și tu va trebui să restabilești ordinea în poporul meu. Fii atent, asta este provocarea profesională, i-a zis Dumnezeu. Asta e provocarea profesională. Și provocarea asta profesională are de-a face cu călăuzirea, să știți, cu lumina, cu înțelepciunea, dacă vreți. În toate domeniile este nevoie de înțelepciune, nevoie maximă.
Dar vedeți, când se cobora Duhul Domnului peste Samson, imediat îi dădea soluții. Filistenii vin asupra lui Samson. Samson e cu mâinile goale și ăștia au arme, nu? Și armele lor erau periculoase. La filisteni, pentru prima dată, s-a prelucrat bronzul și apoi fierul. Și oamenii aceștia aveau tehnologie și veneau împotriva lui Samson cu sulițe din fier, cu săbii. Erau tăioase, era pericol, puteau să-l ucidă. Cât era el de puternic, dar când se puneau câțiva cu săbile, îl hărtăneau, îl terminau. Și atunci coboară Duhul Sfânt peste el, ia o falcă de măgar și începe bătălia. I-a dat-o aproape de el. I-a dat și putere ca să se apere, dar i-a dat și lumină și înțelepciune și călăuzire să știe ce să facă cu falca aceea de măgar. Asta s-a întâmplat. Provocare profesională la nivel de călăuzire, de înțelepciune, și asta trebuie să o cereți, să o cerem fiecare dintre noi. Pentru că dacă știu ce să fac, cum să fac, când să fac, ce să spun, cum să spun, cât să spun, toate lucrurile astea țin de călăuzire, de înțelepciunea care vine de sus, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și uitați-vă câteva principii pe care vine Domnul și ni le aduce prin Sfântul Apostol Iacov, la nivel de înțelepciune. Mă duc să mă angajez, ok, unde te duci? Acolo. Dar ce se întâmplă acolo? Și poți să iei principiile astea, sitele astea, le putem numi niște site, da? Și spune Domnul aici despre înțelepciunea care vine de sus. Ok, mă duc să mă angajez. Dar uită-te că 3:17 din Iacov. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată la nivel profesional. Eu trebuie să țin cont că înțelepciunea care vine de sus este curată. Ce înseamnă asta? Păi nu o să mă duc la o școală care o să mă învețe să fabric armament, ca să-i pun pe oameni după aceea să se ucidă cu armele pe care le inventez eu. Știți de ce? Pentru că înțelepciunea care vine de sus este curată. Și în Biblie scrie să nu ucizi. Și atunci eu nu trebuie să mă duc acolo. Nu o să mă duc să mă angajez, mai ales în IT, câtă vreme în perioada aceasta tinerii aleargă, că se câștigă foarte bine. Dar nu o să mă duc în IT și să devin ITist, în special pe partea de design, și să fac tot felul de background-uri la jocuri electronice care robesc pe alții sau mai murdar și mai urât. Să mă duc la videochat-uri, nu? Și să fac tot felul de filmulețe, de filmări și să le postez. Să arunc dinamită morală pe internet sau pe alte rețele. Nu, asta nu o să o fac. De ce? Înțelepciunea care vine de sus este curată. Este curată. Era un tânăr care s-a angajat la o fabrică, avea 300 de colegi, auziți? 300 de colegi. Un băiat cu 300 de colegi, era pocăit. Și a venit la biserică, la frați. Fraților, sunt cam ispitit, cam ispitit. Mă, de ce ești? Cum? Te uiți la ceva? Nu, ce nu mă uiți la nimic, murdar, mă păstrez, citesc Biblia, mă rog, așa, așa. Din discuție în discuție a divulgat secretul. S-a angajat, fabrica, zice, are 300 de angajate, lucrează. Lucrau ceva migălos și femeile sunt pricepute la detalii și lucrau bine, dar el trebuia să fie un muncitor de întreținere acolo și tocmai el s-a angajat ca muncitor de întreținere. Și el era ispitit. Și au venit frații și au zis, măi băiete, și uitați-vă, înțelepciunea care vine de sus e curată. Băiete dragă, dă-ți demisia de acolo, pentru că e o sursă puternică de ispitire pentru tine locul ăla de muncă. Și vedeți, vorbim de provocare la nivel profesional. Înțelepciunea care vine de sus este curată, apoi pașnică, spune versetul 17. Ce înseamnă asta? Alerg după pace, trebuie să fac pace. Apoi este blândă, trebuie să am în inima mea caracterul lui Hristos. E ușor de înduplecat, e plină de îndurare, de roduri bune, nu părtinește, nu-i fățarnică. Deci vedeți, toate lucrurile astea, noi le putem aplica la nivelul călăuzirii și atunci când le avem și când Duhul lui Dumnezeu le rodește în noi, aceste caracteristici care erau de fapt al lui Hristos,
atunci Domnul o să ne dea biruință la nivel profesional. Provocarea numărul 3, la nivel sentimental. Ok, să zicem, ai luat examenul cu 10 la ascultare, ți-ai ascultat părinții, le-ai ascultat pe Domnul, te-ai botezat în apă, Domnul te-a botezat și cu Duhul Sfânt, ai ajuns să ai un serviciu bun sau urmează să-l ai, totul e în regulă, o să fii un copil realizat, o fată realizată, dar fii atent că urmează provocarea următoare la nivel sentimental. Și atunci când ne luăm după sentimente, sentimentele ne joacă feste, să știți. Și cea mai mare provocare la nivel sentimental nu iubirea, să știți, e sfințenia. E sfințenia. La nivel sentimental, cea mai mare provocare nu este iubirea, pentru că iubirea oricum vine. Oricum vine iubirea. Oricum o să încep să mă îndrăgostesc de cineva la un moment, da, de o fată sau de un băiat. Oricum o să mă rog și să întreb, Doamne, el este, ea este, ce se întâmplă? Va fi, nu va fi după voia ta? Te rog frumos, vorbește-mi, ții zile de post, te rogi, întrebi pe Domnul, te frămânți, te trezești noaptea, te pui pe genunchi. E o luptă într-adevăr, dar e o provocare, un examen la nivel sentimental. Și cea mai mare provocare, spuneam, la nivel sentimental, este să te păstrezi curat. Să te păstrezi curat. Să ții jalonul ăsta al sfințeniei, steagul sfințeniei, să-l ții sus. Oricât de tare ar fi furtuna și problemele care vin peste tine, la nivel de sentiment, și vreau să vă spun din viața mea o întâmplare. Eram răvășit la un moment dat că nu mai înțelegeam pe Dumnezeu. M-am rugat și am zis, Doamne, te rog frumos, vorbește-mi despre căsătorie. Care e următoarea fază din viața mea? E căsătoria sau e altceva? Te rog frumos, vorbește-mi. Uite, aș vrea să discut cu o fată. Nu o cunosc, nu o știu. Care e problema? Atâta de tare m-am amărât la un moment dat că parcă Dumnezeu nu-mi vorbea, parcă cerul era închis, parcă era de plumb cerul tot și eram necăjit, eram supărat și m-am dus înaintea lui Dumnezeu. Și mi-a vorbit Domnul printr-un vas de lucru, un bătrânel, care era un vas bun, un om al lui Dumnezeu. Tânărule, uite așa mi-a vorbit, du-te la o apă. Bineînțeles că nu m-am dus. Că era vorba de o vorbire simbolică, să mă facă Dumnezeu să înțeleg ceva. Du-te la o apă și ia o mână de pământ și arunc-o în apă. Și o să vezi că pământul se va duce la fund. Se va duce, noroiul cade, coboară, se duce la fund, dispălat de apă și coboară, se depune. Și ea totodată, spunea Domnul, o creangă înflorită, o ramură înflorită și aruncă-o în ape. Și o să vezi că apele, oricât or fi de mari, florile vor rămâne tot deasupra apelor, pentru că sunt ușoare. Tânărule, eu nu te-am chemat să te tragă firea pământească la fundul apei și să te scufunde și să mori. Eu te-am chemat să fii o floare pentru viața ta și pentru existența ta și așa mai departe. Și cât or fi de mari apele în viața ta, chiar să treacă peste gândurile tale, să știi, floarea va rămâne floare și va rămâne tot deasupra. Și dacă apele cresc mai sus, m-am gândit eu mai târziu, floarea e mai aproape de Hristos, mai aproape de cer. Și vedeți, asta mi-a fost o provocare pe care Dumnezeu mi-a aruncat-o. Pentru că m-aș putea lua după firea pământească la nivel sentimental. Și uitați-vă ce a făcut sentimentul cu omul acesta. Ca să luăm exemplu și să ne cutremurăm și să nu cădem și noi în aceeași pildă de neascultare ca și Samson. Am întâlnit un tânăr odată și a zis, frate, zice, eu sunt căsătorit, am soție, dar am început să am simpatie față de o colegă de serviciu. Și se uită la mine și zice, nu știu, eu nu mă mai înțeleg, inima mea, zice, e sfâșiată, e împărțită, o parte din inimă o iubește pe soția, o parte pe fata asta, zice, frate, dacă în aceeași inimă a intrat atâta iubire, înseamnă că Dumnezeu a pus-o. Auziți? Sunteți de acord? Sunteți de acord?
Știți ce i-am răspuns? Diavolul ți-a pus iubirea aia străină și stricată. Dumnezeu a creat un singur bărbat pentru o singură femeie. Uitați-l aici pe Samson, provocare la nivel sentimental. În viața acestui om au existat 4 femei. Mama, o avem cu toții, nu-i putem aduce vină, să spunem ceva rău despre ea, mama e unică în lume, fiecare și o respectăm și o iubim și păstrăm amintiri dulci și plăcute. Mama, prima femeie din viața lui Samson. A doua femeie, soția. A treia femeie, stricată de ocazie, nici măcar nu-i spune numele, o găsit-o pe undeva prin Gaza. Și a patra, stricată, dedicată, cu numele de Dalila. Și pe astea le întâlnim, să știți, le întâlnim, prima 100% ne-o dă Dumnezeu, pe a doua iară s-ar putea să ne-o dea Dumnezeu sau să o alegem noi. Dar pe a treia și pe a patra, chiar dacă le întâlnim, trebuie să le ocolim, să fugim de ele, să scăpăm de ele. Uitați-vă aici ce s-a întâmplat cu omul ăsta, provocare la nivel sentimental. Se coboară la Timna, spune 14:1, vede o femeie din fetele filistenilor și deja este o primă concluzie. Sentimentul umblă prin vedere, iubirea adevărată umblă prin Duhul lui Dumnezeu. Vede, se suie înapoi, tată, mamă, am văzut la Timna pe o fată, o femeie din fetele filistenilor. Al doilea lucru, uitați-vă, luați-mi-o acum de nevastă. Sentimentul se grăbește, iubirea adevărată așteaptă. Acum, ăsta e sentimentul. Ți-a luat foc capul și inima și tot trupul și nu mai poți să aștepți. De ce? Ăsta e sentimentul. A intrat într-un foc, focul sentimentelor. De aceea spunea înțeleptul Solomon, nu stârniți dragostea până nu vine ea. Știți cum o putem, mai ales noi, băieții, să stârnim dragostea? Să ne uităm la imagini imorale și te uiți azi, te uiți mâine, te uiți poimâine și stârnești dragostea, o stârnești. Și când mai văd în biserici câte un băiat, când era copil, recita psalmi, recita versete din Biblie, poezii, era un viitor evanghelist și vine diavolul și îl zăpăcește de cap. Știți la ce mă gândesc? Când mergeam pe la țară și începea așa câte o ploaie, trebuia să părăsim locul unde dădeam cu sapa și ne adăposteam, aveam un șopron acolo înșghebat așa, din niște tulei, ne ascundeam sub și aveam timp să mă uit. Vedeam cum stătea păianjenul la pândă, într-un cotlon, într-un colțișor și o muscă foarte nevinovat așa și zglobie venea și hap, odată o lua și o înfășura. După ce o înfășura, tot ce era mai bun în ea, scotea tot și rămânea numai o formă de muscă, numai o carcasă pe care o puteai întâlni și după 3, 4, 5 zile dacă mai exista pânza aceea acolo. Și așa-i văd pe unii dintre tineri, înainte, poate cu 10 ani înainte, copil în biserică mergea la talentul negoț, lua premiul întâi, aducea cupă, nu cum umblă astăzi cu cupele, să le dea Domnul pocăință și apoi se poate și cupă. Dar Mă gândesc, vine și e numărul 1 la recitat, la cântat, la tot ce vrei în biserică. Și după 10 ani nu-l mai vezi nicăieri. A venit diavolul și o stors, o tras din el tot ce a fost mai bun. Și bietul de el rămâne ca și musculița aceea, fără nicio vlagă și fără nicio putere. Și am întâlnit, să știți, de aceea vorbesc așa. Că am întâlnit pe oameni, că nu și-au găsit pacea, și-au umblat peste tot prin lume să-și caute pacea și n-au găsit-o. Și-au venit în biserică cu capul plecat și-au zis, vă rog să mă iertați, vă rog să mă ajutați, uite ce am pățit, uite am divorțat de o nevastă, mi-am luat a doua, am divorțat și de ea, uite ce nenorocit sunt, ajutați-mă oameni buni. Și-au venit în biserică, ăla care altă dată recita și nu mai are nicio vlagă,
nicio putere, îi nenorocit pe viață. Stă acolo și geme, stă acolo și plânge, nu mai poate să facă nicio slujbă înaintea lui Dumnezeu pentru că diavolul i-a compromis viața. Uitați-vă aici, sentimentul lucrează rapid, se grăbește, acum, luați-mi-o acum de nevastă. Al treilea lucru, sentimentul se impune. Dragostea adevărată se supune. Tata și mama i-au zis, nu este nicio femeie între fetele fraților tăi, în tot poporul nostru, de te duci să-ți iei nevastă de la filisteni. Și Samson a zis, ia-mi-o căci îmi place. Nu mă interesează părerea ta, tu ia-mi-o, mie îmi place. Nu-i problema ta, e problema mea. Sentimentul se impune, dragostea adevărată se supune. Versetul 4 este un verset controversat, pentru că sunt unii care vin și spun așa, tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul. Și atunci vin unii și spun, domnule, căsătoria lui Samson cu o filisteancă venea de la Domnul. Și atunci, dacă noi luăm asta, versetul ăsta și spunem așa, putem să creăm precedent, nu, precedent biblic, și să scoatem o învățătură, o doctrină falsă în biserici. Ca și cum tinerii noștri pot să se căsătorească în lume, nu? O doctrină falsă, fiți atenți. Ce lucru venea de la Domnul? Uitați-vă că se continuă ideea în versetul ăsta. Căci! Ce înseamnă acest căci? Explică tot ceea ce e e un cuvânt cardinal. Știți de unde vine cuvântul cardinal? De la încheietura ușii, de la țățâna ușii. De acolo vine cuvântul cardinal. Ăsta e un cuvânt cardinal aici. Uitați-vă, tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul, căci, aici răstoarnă tot, căci Samson căuta un prilej de ceartă. Ce venea de la Domnul? Prilejul de ceartă din partea filistenilor. Ăsta venea de la Domnul, dar nu căsătoria lui. Să fim foarte atenți. Și se duc și trebuie să o ia și o ia. Și uitați-vă cât respect a avut omul ăsta față de soția lui, ce priorități a avut el față de ea. Versetul 16. Nevasta lui Samson plângea lângă el și zicea, tu n-ai decât ură pentru mine, nu mă iubești? Ai spus o ghicitoare, copilor, poporul meu, nu mi-ai dezlegat-o. Și el i-a răspuns, n-am dezlegat-o nici tata, mama și apoi ție. Adică prioritățile mele sunt tata, mama și soția, a treia roată la căruță. Nu, nu poate exista așa ceva, nu. Și mă uit la omul acesta. Până la urmă își pierde nevasta aceasta, nici nu a stat cu ea deloc. Până la urmă filistenii merg și o ard, îi dau foc la casă. Și omul acesta se duce mai departe și la nivel de provocare sentimentală ajunge la Dalila. După ce a mers la Gaza și spuneam stricat aceea de ocazie, ajunge la Dalila, 16:4. Și uitați-vă cu femeia asta, cu Dalila, Samson, ajunge să fie pângărit. Și mai mult decât atât, omul acesta se pare că a început să facă studiu biblic cu Dalila. Știți de unde deduc lucrul acesta? Pentru că începe să-i spună de 7 funii noi, probabil că i-a spus că 7 cifra desăvârșirii la evrei, că 7-i perfecțiunea lui Dumnezeu. Mai târziu, Isaia va vorbi despre cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. În capitolul 11, cu 1-2. Și omul ăsta vine și îi spune de 7 frânghinoi, de 7 șuvițe și așa mai departe. Și începe să discute cu ea. Și stă mult acolo la ea, omul acesta, nu? L-a luat, era deja până la urmă un joc al sentimentelor în care el s-a implicat și n-a mai putut să iasă de acolo. Și uitați-vă câteva semne ale faptului că omul acesta ajungea tot mai rău. Versetul 16. Fiindcă ea îl necăjea și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, e primul semn. Dacă o fată vine și te necăjește și te chinuiește și tot spune fă asta, fă asta, fă asta, vindem secretul, spune asta, fă asta, ceva nu-i în regulă, omule, trebuie să te trezești. Al doilea lucru,
Sufletul i s-a umplut de o neliniște de moarte, semnul numărul 2. Pe când ești neliniștit în sufletul tău, iară ceva nu-i regulă. Următorul lucru, al treilea, versetul 17. Și-a deschis toată inima față de ea. Bineînțeles că dacă ești căsătorit, dacă vei fi căsătorit, va trebui înainte de căsătorie să-ți deschizi inima și să deșerți sacul și să o luați de la zero. Dacă cumva ai ceva pe inimă, poate ai o meteahnă trupească, o boală trupească, și tu intri în căsătorie cu ea fără să-i spui celuilalt, și asta creează neînțelegere, neîncredere. Trebuie să o pornești de la zero. Trebuie să o pornești din curăție totală, atât el cât și ea, ca să fie o căsnicie binecuvântată. Normal că vorbim aici de căsătorie între evreu și evreu, dintre pocăit și pocăită, nu dintre filisteni și evrei. Nu acolo ne gândim. Am clarificat deja lucrul acesta. Dar la nivel sentimental, Samson a fost lovit la nivel de sfințenie. Acolo a fost doborât. A călcat tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos. Și mi-aduc aminte de un tânăr pe care l-am cunoscut când eram în câmpia Turzii. Tânărul acesta a venit la biserică, sincer, s-a pocăit. Domnul l-a și botezat cu Duhul Sfânt și a început să-i zâmbească o fată care era în cor. I-a zâmbit, lui a plăcut zâmbetul și fata, mai mult fata decât zâmbetul, și a început o discuție cu fata. A început să frecventeze familia fetei și a venit un bătrân din biserică și s-a uitat la el și i-a spus: băi, băiete, băi, bagă de seamă că asta e Dalila. Dar el nu citi Biblia încă. El era pocăit de 2-3 luni. Nu știa ce-i aia. Și-a mers la părinții fetei într-o seară să mai povestească cu ei și au zis: oameni buni, cam ce înseamnă când cineva îți spune despre o fată ca e Dalila? Dar e imediat torciulit urechile. Dar cine ți-o zis și ce ți-o zis? Despre cine? Nu cumva despre fata noastră? Ei cam știau poama care o aveau acasă. Și el atunci a divulgat tot. Și au zis fratele cutare din biserică, au zis că fata voastră e Dalila și eu nu știu ce e asta. Și au ajuns pe la comitet, discuții, probleme. Fratele bătrân a trebuit să-și ceară scuze, iertare din fața părinților, fetei. Și băiatul ăsta a mers o perioadă discuții cu fata și până la urmă ceva nu i-a plăcut și s-a întrerupt relația lor. Au trecut câteva luni, iarăși discuții, băiat-fată, iară ceva nu i-a plăcut, iar s-a întrerupt. A treia oară s-au întâlnit, era un eveniment mai special și fata vine și aduce o Biblie, poftim. Îți dau Biblia aceasta, cadou din partea mea pentru tine, tu o să fii un predicator și am venit că vreau să te ajut. Și atunci băiatul ia Biblie, era o Biblie nouă, își îndreaptă gândul și inima către Dumnezeu, zice: Doamne, am primit o Biblie nouă și chiar de la fata asta care s-ar putea să-mi fie viitoarea mea soție, te rog frumos, vorbește-mi despre fata asta din Biblia asta nouă. Uite, te rog frumos, eu cred că tot să-și o deschizi Biblia. Și-o citit versetul acesta. Dalila a spus: iată că de 3 ori ți-ai bătut joc de mine. Era a treia oară în viața lui și Dalila a treia oară i-a spus lui Samson. Și a zis: Doamne, asta e Dalila. A scăpat de ea, Domnul i-a dat o soție pocăită, o soție credincioasă, și Dumnezeu l-a binecuvântat și acum îl slujește pe Domnul împreună cu toată familia lui, cu toată casa lui. Dar revin, dragii mei, provocările unui tânăr, uitați-vă de aici, le-am extras. La nivel de familie, provocarea ascultării, examenul ascultării. La nivel profesional, vine Dumnezeu și spune: ești călăuzit, ești călăuzită, ai înțelepciune dacă nu ceri-o. Primul pas ca să dobândești înțelepciunea este să recunoști că nu o ai, al doilea pas este să o ceri, al treilea este să o aștepți și următorul să o primești. Așa a făcut Solomon. Atâta de mult a cerut Solomon înțelepciune că și noaptea visa că primește înțelepciune. Când a venit Dumnezeu la el, prin somn nu știu ce să-i spună lui Dumnezeu, pentru că toată viața lui el cerea înțelepciune și recunoștea că nu o are și că e slab. Putem să-i citim viața și să o verificăm.
Și atunci, provocare la nivel familial, ascultare, la nivel profesional, călăuzire prin Duhul Sfânt, prin înțelepciune. Apoi, vorbeam despre următorul nivel și am ajuns până la nivelul sentimental. Și la nivel sentimental, iubirea, oricum spuneam, vine. Dar la nivel sentimental, trebuie să ne bazăm pe sfințenia pe care Dumnezeu vrea să ne-o dăruiască. Și sfințenia nu este alta decât caracterul lui Hristos. Noi trebuie să fim ca și Hristos. Să nu mă las luat de sentimente. Sentimentul, să știți, am întâlnit, și mai spun lucrul acesta și vreau să mă opresc. Am întâlnit un caz între tineri. Nu mai putea să se roage în altă limbă. Nu știu ce s-a întâmplat. Ceva s-a întâmplat. Și nu mai putea să se roage în altă limbă. Și a venit un gând. Dacă nu te mai poți ruga în altă limbă, înseamnă că Duhul Sfânt s-a îndepărtat de tine. Vai, nu mai am Duhul Sfânt. Și a fost bătălie dată la nivelul gândului. Vreau să vă spun, ca să vedeți unde te poate duce un sentiment. De ce nu-L mai simt pe Domnul? De ce nu mai pot să vorbesc în altă limbă? De ce, de ce, de ce, de ce? Până la urmă i-a venit vorbirea în altă limbă, da? Ne-am rugat câțiva frați acolo, au început să vorbească în altă limbă, dar zice, totuși, măi, parcă sunt un robot, nu simt nimica, trebuie să simt ceva, trebuie să am un simt. Și i-am spus, nu! Mai întâi vine cei duhovnicesc, mai întâi vine credința și apoi vine și simțirea. Noi nu umblăm prin vedere, noi umblăm prin credință. Și atunci când nu-L mai simți pe Domnul, va veni o zi în care iarăși să-L simți pe Domnul, dar noi umblăm prin credință, armele noastre sunt întărite, sunt spirituale, noi nu trebuie să umblăm prin armele astea, ale privirii, ale sentimentelor, ce simt. Astăzi pot să simt că îmi place înghețata, mâine că nu mai place, azi îmi place ciocolata, mâine nu mai place, dar ce, mă duc după sentimente? Astăzi simt că mă pot duce la biserică, mâine s-o obosit, nu mă mai duc, mă duc după sentimente, stau acasă, mai bine stau și dorm, mai bine vizionez ceva, mai bine intru online cu o biserică, mă iau după sentimente? Astăzi am soție și o iubesc, mâine nu mai place de ea, că am bătrânit, hai să mă gândesc la alta, mă iau după sentimente, nu, nu, fraților, nu, sentimentul nu mă ajută, nu mă avantajează cu nimic, atâta demonstrează că sunt o ființă omenească, atât. Și ce s-a întâmplat cu cazul acesta despre care vă spun? Următorul pas al vrăjmașului, cu metoda aceea cu piciorul băgat în ușă, că asta o face diavolul, asta e o metodă diavolească. Zice, dacă nu-L mai simți pe Dumnezeu, te-a părăsit Dumnezeu. Vai, m-a părăsit Dumnezeu, m-a părăsit Dumnezeu, se ruga, vai, Doamne, de ce m-ai părăsit? Hai înapoi, vino înapoi în viața mea. Gata, nu mai simt, Doamne, nu mai simt, m-a părăsit Dumnezeu. Iară diavolul, crapă ușa mai tare. Dacă Dumnezeu te-a părăsit, înseamnă că tu ești a diavolului. Vai de mine, s-a diavolului, s-a diavolului. Cu gura ei, persoana asta spunea s-a diavolului, nu mai sunt a Domnului. Și atunci a venit diavolul și a zis, ia-ți viața. Vedeți unde a vrut să ajungă diavolul? Și a pornit totul de la un sentiment, de la o simțire. Simt sau nu mai simt pe Domnul? Nu mă mai interesează acum. Tu ajuns până la urmă să spună lucrul ăsta. Și am cerut voie, zic, te rog frumos, lasă-mă să dau exemplul tău la alți tineri. O zis, da-ți, de acord. Nu dau nume, nu dau alte detalii. Și a fost de acord să dau exemplul ăsta. De ce? Știți de ce? Pe mulți tineri lovește diavolul la nivel de sentiment. Noi nu trebuie să ascultăm de simțiri. Noi ascultăm de Biblie, noi ascultăm de Domnul, noi ascultăm de Duhul Sfânt și mergem înainte, că Domnul e cu noi. Amin. Și dacă noi avem credință, o să vină apoi și sentimentul. Dacă vii la biserică și vrei să-L simți pe Domnul, mai întâi curăță-ți viața, apoi bazează-te pe ce a zis Domnul în cuvântul Lui, pune piciorul pe terenul ăsta sigur și solid de aici din cuvântul lui Dumnezeu. Și după ce ai făcut lucrul acesta, o să vină și lacrimile, o să vină și sentimentele, o să-l explodezi de bucurie pentru Dumnezeu, dar nu porni pe sentiment, că o să ajungi rău, o să ajungi rău. Samson aici a greșit, a greșit în ascultare față de părinți, a greșit la nivel profesional că n-a mai cerut înțelepciune la Domnul și le-a făcut după capul lui, a greșit la nivel sentimental că n-a făcut ceea ce trebuia, s-a lăsat târât de iubire ca și Samson, ca și Solomon de mai târziu. Asta a fost Samson, acela a fost Solomon. Amândoi
hotărâți de iubire. Bine spunea cineva, leoaica din urmă a fost mai puternică decât leul acela pe care el l-a biruit acolo. Leoaica asta n-a mai putut o birui. Ea l-a biruit pe el. De ce? L-a luat frumos. Și știți cum zicea cineva? L-a făcut pe Samson ca pe o păpușă. Așa cum o fetiță merge și ia păpușa, o îmbracă frumos, sau îi pune pe ea ceva, sau ia ceva, sau îi rade părul, sau îi pune ceva. Așa s-a comportat Dalila cu Samson, ca și cu o păpușă. L-a luat în brațele ei, l-a adormit, l-a bărbierit pe cap, l-a ras pe cap. Tot ce a vrut, i-a scos ochii exact ca o fetiță cu o păpușă. Samson a fost păpușa Dalilei și Dumnezeu nu vrea ca tu și eu să fim păpușa lumii sau a diavolului sau a Dalilelor lumii acesteia. Domnul Iisus să ne ajute la provocările unui tânăr să reflectăm mai mult. Puteți citi acasă viața lui Samson și mai desprindeți de acolo și alte lucruri. Eu m-am limitat la atât. Și vă mulțumesc tare mult că mi-ați dat oportunitatea să fiu cu voi și zic Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți. Amin.